Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Îndrăgostiți din interes episoadele 58-60, rezumat, Mert merge la companie pentru a vorbi cu Ozan, dar Cinar îl împiedică să ajungă la el. Cinar îi interzice să mai meargă la companie și îi cere să discute cu Kagla în altă parte. Musa află adresa lui Mert. Ozan și Esra merg acasă la Mert, dar îi întâmpină un tip care le spune că Mert s-a mutat în altă parte în acea zi. Ozan obține de la el numărul de telefon al lui Mert. Mert era cu Kagla în noua lui casă când îl sună Ozan, iar ea insistă să nu îi răspundă. Elif nu mai vrea să plece la Viena fiindcă nu îl poate părăsi pe Eco. El le cere sfatul lui Menexe și lui Zumrut pentru a o face pe Elif să se răcească față de el fiindcă nu vrea ca ea să-și distrugă viitorul pentru el. Ele îl sfătuiesc să o ducă în locurile unde ei nu i-ar plăcea să meargă. Elif, din contră, este foarte încântată de locurile în care o duce, dar până la urmă Eco reușește să o supere și se despart. Până la urmă Ozan reușește să îi pună pe Mert și pe Kagla față în față. El le spune că a aflat că în trecut au fost logodnici și că s-au întâlnit de curând, iar Kagla i-a oferit bani. Mert îi răspunde că este doar vina lui fiindcă a urmărit-o pe Kagla încercând să o recâștige, dar ea nu are nicio vină și i-a spus că nu îl vrea fiindcă îl iubește pe Ozan. Ozan știe că nu spune adevărul și îi cere lui Kagla să facă un test de paternitate. Următoarea zi, Ozan și Kagla merg împreună la spital și fac testul ADN. Din test reiese că Ozan era tatăl copilului. Ozan însă nu știa că Kagla a aranjat printr-o cunoștință de la spital ca testul să fie fals. Esra primește o ofertă de muncă pentru o companie din Londra. Deși la început refuză, când află că Ozan va avea un copil, acceptă locul de muncă. A doua zi, Ozan și Esra merg împreună la o întâlnire de afaceri pe insulă. Din cauza unei furtuni nu se pot întoarce și rămân peste noapte acolo. Ei petrec o zi minunată, iar seara, la cină, beau amândoi mult și își petrec noaptea împreună. A doua zi, dimineața de vreme, Esra pleacă și îi lasă lui Ozan o scrisoare în care își a rămas bun de la el. Ozan este distrus. Mai târziu, Esra și-a rămas bun de la familia ei și pleacă la aeroport, în varianta originală a serialului. Acesta este episodul 23.